fapte și vorbe care schimbă lumea. Implicat. Implicat. Emisiune despre cum poți fi implicat în comunitate. Bun găsit! Sunteți la nouă întâlnire cu oameni implicați. Astăzi vom afla cine ne ajută atunci când copilul nostru se află într-un impas și are nevoie de sprijin, atât în mediul școlar, cât și în viața de zi cu zi. Alături de mine este Adelia Florea Furdui, profesor consilier școlar și vocațional, cadru didactic asociat la Departamentul de Asistență Socială a Universității de Vest din Timișoara. Bine ai venit, Adelia! Bine te-am găsit! Adelia, sunt ades impresionată de problemele cu care părinții se confruntă atunci când copiilor ajung la școală. Și m-am gândit să te invit și să le dăm câteva informații care să facă aceste situații mai ușor gestionabile. Așa că aș începe prin a te întreba, a clarifica, cine este consilierul școlar, profesorul consilier școlar? Profesorul consilier școlar este persoana specializată care vine în întâmpinarea elevului, care are nevoie de ajutor în probleme emoționale, comportamentale sau în alegerea unei profesii sau de la o treaptă la alta, adică de la primar la gimnaziu. Când trece, când trebuie să se adapteze de la un nivel la altul. Atunci este bine, de adaptabilitate. Da? Adaptarea la școală, clasa la zero, adaptarea la grădiniță, iar intervine consilierul școlar, probleme de emoționale, absenteism școlar, deci, practic, probleme de optimizarea învățării, managementul învățării, motivația învățării, stilul de viață sănătos. Deci cumva toată gama de probleme cu care se confruntă un copil, un învățăcel, atunci când intră într-un mediu instituțional, este abordată de profesorul consilier școlar. Care ar fi o diferență esențială între profesorul de la clasă, care și el consiliază, că este aproape de elevi, și profesorul consilier școlar? Cred că noi, ca și profesorii consilier școlar, suntem mai bine văzuți de elevi din faptul că noi nu dăm note. Așa. Facem activitate la clasă și atunci noi suntem întotdeauna cireașa de pe tort, nu facem anumită oră, da? Și copilul este super bucuros. Profesorul la clasă trebuie, în partea cealaltă, profesorul trebuie să-și predeie ora, să se încadreze în programă, să dăm teste, să evaluăm și atunci este teama aia. Și atunci noi suntem ca un fel de refugiu pentru ei, așa relaxare. Da. Când intrăm la clasă. Dar pot să spun că și profesorul la clasă poate cunoaște mai bine decât noi. Pentru că ei sunt zilnic cu ei. Și unele comportamente noi nu le vedem, numai dacă suntem împreună cu ei la clasă. Îmi spuneai înainte de emisiune că profesorul consilier lucrează cu toți cei trei factori implicați în procesul educațional. Profesorii, familia și elevii. Și comunitatea. Și comunitatea, chiar patru. Da? Profesorul consilier școlar este extins și spre social. Cum? Deci avem parteneriate și cu alte instituții în care îi ajutăm pe copii să fie în siguranță la școală. Practic, creați o rețea de suport și în comunitate, acolo unde este cazul. Da. Peste tot este cazul. Peste tot. Hai să o luăm pe rând. În relația cu elevii. Care sunt problemele pentru care un elev poate să bată la ușa consilierului școlar? Un elev care are nevoie să fie ascultat. Să spună problemele așa cum le vede el, fără să fie judecat, fără să fie criticat. Dacă ar fi, să spune, logoterapia. Da? Doar să vorbesc. Cineva să știe că e acolo pentru mine. Că știu cumva să-i spun problema mea. Că nimeni nu mă judecă. Acum n-am nevoie nici de critica lui mama. N-am nevoie nici de autoritatea lui tata. Nici de profesor. Vreau să fiu doar eu. Și atunci lucrăm pe ce are clientul.
practic are nevoie de cineva care să fie aproape de el și să-i asculte inima, gândurile, să-l înțeleagă, să-l vadă, să-l audă. Exact. Și acum vine o metaforă, să batem împreună cu inima celuilalt. Oh, să dansăm în aceeași rit cu inima celuilalt. Mm-hmm. Dar nu putem face nimic fără acordul părintelui. Așa. Fără consimțământul scris al părintelui, nu reușim. Bine, pe de-o parte, mi se pare normal ca părintele să-și dea acordul pentru copilul lui care dorește să discute lucruri din sufletul lui cu un consilier. Care este atitudinea părinților? Sunt deschiși să își lase copiii să vorbească cu un consilier? Văd în voi un aliat sau? Acum depinde și de mentalitatea și de cum sunt învățat. Eu încă văd la noi în România că au reticență față de profesorul consilier școlar, că nu suntem disciplinați în a avea grijă de sănătatea mentală a noastră întâi. Și dacă noi nu avem grijă de sănătatea mentală a noastră, cum să avem grijă de sănătatea copiilor noștri? Dacă noi nu avem încredere să mergem la un specialist, nu avem încredere nici în profesorul consilier școlar. În altă parte, am avut cazuri în care am fost considerată bau-bau. Bau-bau? De către bau-bau. Cine? Vine direcția să mă ieie. Așa, deci le este teamă că ai putea să raportezi eventuale nereguli, autorități și să fie separat copilul de părinte? Au această teamă? Da, au teama asta, dar nu știu dacă este justificată. Asta, cum am spus, nu sunt disciplinați. Cred că noi suntem... Suntem creduli la știri? Aia vreau să zic și eu. Practic, tu ești acolo ca să-i ajuți. Pentru că unul din rolurile tale este să ajuți și părinții să se relaționeze bine cu copilul. Da, unul din rolurile noastre este să facem și parenting. Și atunci ei poate o văd într-un fel, ne-o vedem în altfel. Sau mai bine zis, cum spuneam studenților de la asistență socială, când vine copilul pe lume, ne-a dat cineva un ghid de bune practici? Nu. Fie am făcut ca mama, fie am făcut ca tata, fie am făcut așa cum se face în zona noastră. Și din păcate copilul suferă. Și noi suntem acolo pentru ei să-i ajutăm să-și crească copiii așa cum vor ei, ca elevul să fie autonom. Practic, cum spunem noi, mama și copilul, părinții și copilul cresc împreună. Deci toți avem nevoie de cineva care să ne ajute, să ne îndrume, să ne dea anumite sfaturi. Ce ar fi important de știut în legătură cu relația copil-consilier? Este confidențială conversația? În ce condiții este confidențială? Este confidențială, dar în momentul în care copilul are anumite probleme sau vedem că e cazuri mai grave, atunci trebuie să luăm atitudine și să spunem părintelui. Copilul este informat de acest copilul fapt? Este informat, da. Că problema s-ar putea să fie spusă mamei și tatălui și să se ceară da, da, ajutor. O spunem în așa fel încât să nu se simtă jignit. Trădat. Exact, cuvântul e trădare. Să nu se simtă trădare. Îi spun, îmi dai voie să-i spun. Unele lucruri sunt ușoare și unele lucruri îți vine copilul după 5 ani la psiholog și spune că vrea să se sinucidă. Ok? Și de ce îmi spui mie acum? La ce vârstă ai auzit prima dată din gura unui copil că se gândește la sinucidere? 14 ani în clasa noua. La 14 ani, da. La 14 ani în clasa noua. Și de ce îmi dai mie informația asta? Ce vrea să fac cu ea? Din prima întâlnire. Și n-a spus-o la nimeni. Și am mers 5 ani la psiholog. A avut încredere în tine. A avut încredere în mine, inima. Da. Și atunci, normal, acceptat, că trebuia să anunț. A acceptat acest copil să
să-i aduci familia împreună și să, să gestionați împreună această situație? Da, a trebuit să anunț familia că... A fost mai bine? A ajutat intervenția și... Din păcate chiar nu mai știu că eu am plecat de la școala respectivă, știi? Da. A fost așa pe un termen scurt, s-a întâmplat. Da. Și a trebuit să... Deci copilul vine într-un mod voluntar și sub confidențialitate să povestească cu consilierul de la școală ceea ce este pe sufletul lui. Mai vine o dată și în care este forțat să vină la consilierul școlar. Cine îl forțează? Împrejurările și contextul. Adică a călcat în străchin. Așa. Da, pe românește. Profa de mate. A avut un comportament inadecvat, cum se numește bullying-ul sau violența. Da. Și atunci, unul din rolurile noastre este să și manageriem problemele astea. Abaterile acestea comportamentale. Noi nu-i spunem abatere. Nu? Cum îi spuneți? Nu. Îi ajutăm să cunoască emoțiile, să vadă despre ce e vorba, să știe să rezolve un conflict, să-și managementul furiei. Să se cunoască pe el. Da. Ei nu știu să relaționeze. Și nu uita că am stat 2 ani în pandemie. A afectat pandemia, agresivitatea copiilor? Da. Nu știu să se joace. Wow. Deci nici să se bucure nu știu dacă nu știu să se joace. Nu știu să se joace, nu știu să se bucure. Un copil s-a enervat, să-ți dau un caz. Da, te rog. S-a enervat și l-a lovit pe alt copil. Învățătoarea supărată a chemat poliția. Mă uit, mă duc, vorbesc cu copilul ca să-mi dau seama că copilul, de fapt, era supărat și era victimă la rândul lui, dar era din exteriorul școlii. În aceeași clasă era alt copil care era mai mare, care în continuu îl chinuia la școală și în momentul în care s-a evit ocazia, a răbufnit și el. A fost un acces de furie. Dar n-a putut să se răzbune pe la mare. Și s-a răzbunat pe unul mai mic. Și s-a răzbunat pe unul, practic, pe prietenul lui cel mai fiecare bun. Fiecare agresor a fost cândva o victimă. Da. N-a putut. Pe prietenul lui cel mai bun s-a răzbunat. Să vezi, când am stat, am zis, wow. Situațiile sunt variate. A venit vreodată un copil la tine să-ți spună că nu înțelege la școală, că nu se poate concentra, că îi se taie firul în timpul lecției? Ai avut asemenea cazuri? Da. Cum îl ajuți? În primul rând, noi să vorbesc cu el să văd despre ce e. Dacă îi se pare sau nu, îi mai dau teste din astea de inteligențele multiple, ca să văd pe ce parte a inteligenței, dacă înțelege, e problema medicală. Da, de să identifici sau... din ce motive nu înțelege. Da, da, da. Și să vedem și pe ce parte lucrăm. Adică cum l-ajut să vezi stilurile de învățare, să-l ajut. Sunt anumite strategii care pot să-l ajute să se adune, să se concentreze? Dacă nu este o altă problemă mai gravă? Da, eu la cabinet mai lucrez cu ei pe jocuri de concentrare și atenție, le dau tot felul de activități de făcut, dar ei nu le văd că sunt activități, le văd că sunt jocuri, tot felul de detectiv să caute cu niște chestii mărunte pe acolo și cu cât stau mai mult, cu atâta că se concentrează mai mult, se dezvoltă atenția mai mult, știi? Ei o văd ca pe joacă, dar eu știu ce e în spatele lor, știi? De asemenea, am făcut și un ghid pentru să-i ajute să învețe, în care le dau sfaturi cum să învețe, să aibă o zi timpul regulat la aceeași oră. Disciplinat. Să fie disciplinat. O rutină zilei. Da. Și să fie și mediu din cameră, să fie ordine, da, să nu învețe în pat, să învețe pe birou, că în patul pentru somn. Biroul pentru studiu. Da, degeaba vrei să înveți, că poate crea pentru somn. Și normal, că atunci creierul nu o să meargă pe să învețe, să memoreze dacă tu ești în pat.
Și era ca un, i-am făcut ghidul acela ca un fel de jurnal, uh-huh, în care spun, am de făcut tema la nu știu care. Ok, care sunt recompensele mele? Uh-huh. El singur să-și găsească motivația. Să stau mai mult la televizor. Să mă duc în parc, să mă duc cu rolele, să mă duc, uh-huh, la sport, să mă duc la o șuetă cu băieții. Da? Deci este important să fie recompensat primind ceva ceea ce își dorește, un timp de calitate extra, exact, cu prietenii sau în afara casei. Da, sau... da. Nu-i neapărat bani. Da. Altceva ce ar dori activități, el. Activități. Activități faine. Dar noi ne-au învățat asta, știi? Uh-huh. Și atunci ei sunt... Eu văd ca obligație. Sau, poate să spun un cuvânt mare, văd temele ca pe o traumă. Da. Da, adevărul e că într-o țară în care evaluarea se face cum se face în România, la sutime, temele, rigoarea cu care trebuie făcute, s-ar putea să fie puțin mult pentru unii dintre ei. Da, dar repetiție e mama învățăturii și fără teme nu se poate face o notă mare la evaluare. Nu pe Brainly și nu cu inteligența artificială se face temele. E bine să-i ajute părinții la teme. Cum vezi suportul părinților în facerea temelor? Pentru acei copii la care li se pare greu sau care nu au o disciplină a temelor. Ba, eu zic în beneficiu. Uh-huh. Eu zic în beneficiu că între părinte și copil se reglează și o conexiune. Exact. Se reglează și o conexiune. Uh-huh. Acum mi-aduc aminte de ceva. N-am vrut să zic acum. În timp ce făceam temele cu fetița mare, eu nu eram atunci profesoară, eram un om ca toți altul. Și în timp ce îi dictam ei textul, eu vedeam virgula se pune acolo. Aia se scrie despărțit. Și dacă tu crezi că inteligența se ia de la părinți, se moștenește de la copii la părinți, inteligența la mine s-a transferat de la copii la părinți. Tine. Da. Da. Ce frumos că ai avut această dorință de a învăța și uite, de a crește la propriu în ritmul în care au crescut și copiii tăi. Mama lui Ion Creangă, nu? Mărândița noastră care a învățat să citească împreună cu copilul ei. Ce frumos și felicitări! Tu ești mamă a 4 copii. Da. Copii acasă, copii la școală. Bun, deci, ca și consilier, tu optimizezi activitatea elevului în școală. În relația cu profesorii, care este rolul consilierului școlar în relația cu profesorii din școală? Cum aduce echilibru în tot așa, acești factori? Tot așa, tot pe problemele emoționale, uh-huh, comportamentale. În momentul în care are un copil cu nevoi speciale sau un copil mai energic, uh-huh, să nu spunem că are probleme... Uh-huh. Cu energie mai multă. Cu energie mai multă. Atunci noi suntem chemați și ne cere sfaturile. Deci cum să se apropie de copil? Cum să se apropie? Uite, eu nu mă înțeleg cu copilul ăsta. Nu reușesc uh-huh, să mă conectez cu el. Ce uh-huh să fac? Eu cred că are probleme în familie. Okay. Și atunci vin și îmi spune, tocmai a murit cineva, să mă apropii de el, să văd despre ce e vorba. Să-i ajut. Să fie și el încurajat și să primească noi perspective, cum să se apropie de acel copil astfel că nevoile lui să fie împlinite. Exact. Și el și profesorii ar dori. Dezvolte activitatea didactică în condiții optime. Deci cumva tu păstrezi un echilibru ca și consilier școlar între elev, familie, profesor și comunitate, ai spus. Ce vreau să te întreb? Ce se întâmplă în cabinetul unui consilier? Voi aveți un cabinet, nu sunteți în cancelarie. Deși mi-ai spus că și predați la clasă. Da, predăm și la clasă. Care sunt instrumentele, metodele prin care te apropii de copii? Avem diverse instrumente. Fiecare profesor are specialitatea lui, adică cum să se apropie de uh-huh copii. Mie îmi place să mă joc cu ei printr-un joc de emoții, ori un puzzle uh-huh cu emoții, ori domino cu emoții, uh-huh, ori cărți cu emoții și întreb, uh-huh, jucând, identifică emoția, întreb uh-huh
când te-ai simțit trist ultima oară, când te-ai simțit supărat ultima oară, când te-ai simțit fericit, îl pun și să imite respectiva emoție, și copilul nu se mai simte evaluat. Dar eu... Deci cumva prin joc, prin poveste, joc. Desen, joc. Mi-ai spus un lucru grozav despre tine, că tu creezi povești terapeutice în funcție de nevoia copilului. Asta mi s-a părut extraordinar de fain. De ce povești? Copilul se identifică cu personajul. Și atunci el intră în lumea poveștilor. Așa cum spun eu la clasă, intrăm în lumea poveștilor. Și găsesc acolo resurse pe care ei le iau, le transpun și știu ce să facă cu ei. De exemplu, ne ocupăm și la grădiniță cu adaptarea copiilor. Și aș da un caz concret. La grădiniță sunt consilieri educaționali? Da, avem și la grădiniță profesor consilier școlar și sunt o resursă acolo. Pentru că acolo e nevoie de parenting. Cum să lucrăm, cum să crească copilul, limitele, regulile, ca să fie în așa fel. Mă gândesc ce înseamnă pentru un copil la care îl place joaca să suporte limitele instituționale în care are activități, să stea în bancă. Așa, și pentru acești copii de la grădi, tu creezi povești să ce? Ce trebuie ei să internalizeze prin poveștile tale? Rezolvarea problemelor lor. Să-și găsească singur succesul. Să-și găsească singur rezolvarea. Dă-mi exemplu de o poveste care ai zis-o la grădi și care i-a ajutat pe copii. Am creat o poveste, povestea grădiniței. Am scris-o în 20 de minute. Așa. O puneam scrie și mai repede dacă aveam timp să mă înregistrez. Dar am preferat să scriu. E vorba despre de a se adapta copiii la grădiniță, de a nu le mai fi teamă de grădiniță. Știi, vârsta de 3 ani, teamă, frica, anxietatea. Să nu mai plângă după mama. Da, da. Cine e la grădiniță, ce se întâmplă, nu mai știu ce se întâmplă. Și atunci am creat povestea, spune că într-o poiană, mai multe animăluțe au copii și copiii neștiinți să se joacă, cum să se joace, începeau să se ia la bătaie, călca când când călca ursulețul pe o furnică, băburuza pe o albină, nu știu, nu mai țin minte exact, dar era numai năzbătii în păinița aia. Și atunci ele erau tare îngrijorate. Și vine zâna bună, știu eu ce să facem. Zâna bună fiind cine? Doamna educatoare. Doamna directoare. Doamna directoare, zâna bună. Da, și știm noi ce să facem, facem o grădiniță pentru fiecare grupă. Și sunt 12 zâne, care sunt 12 prințese din poveștile noastre. Cenușăreasa, Alba ca zăpada, Iasmin, etc. Și fiecare prințesă își ia câte o grupă de copii și spune grupa buburuzelor la mine, grupa albinuselor la mine, grupa ursuleților la mine, fiecare zână și ia în primire copii. Iar la sfârșit, după ani și ani, zânele bune s-au transformat în doamnele educatoare. Deci cumva îi fac să se simtă în siguranță și iubiți în cadrul acestei povești terapeutice, să se leagă relațiile, împinsăturile, tot ce înseamnă viața de la grădiniță. Și o fetiță, în timp ce le spuneam povestea asta, a zis: doamna educatoarea mea a fost înainte zână? Deci i-am transpus și i-am dus acolo unde am vrut eu. Adică sunt bune. Zânele sunt de una bune, nu? Da, ce frumos. Adelia, tu ai copii acasă, copii la școală. Vreau să te întreb pe final, pentru că timpul zboară, că vorbi despre copii și despre profesie. Ce te motivează pe tine să te duci la școală, la grădiniță? Știu că ai tren la 6:50 dimineața din gara de nord și că faci naveta după o viață de muncă. Ce simți tu când te urci în tren și mergi la Jimbolia, Cărpiniș și locurile în care tu îi ajuți pe copii să se cunoască, să se armonizeze cu școala, cu părinții, cu dascălii, cu tot ce este nou și provocator în viața lor? Bucurie. Bucurie simt și
Nu pot să spun că nu simt oboseală, hai să fim serioși, da? Dar sunt, pentru asta mă trezesc. Bucurie că cineva are nevoie de mine. Că poate la sfârșitul zilei voi avea un succes. Dacă nu acum, îl am până la sfârșitul anului, sigur. Dar în fiecare zi este o zi de succes. Pentru că încetul cu încetul putem crea pârghii care să-i ajute pe ei să avanseze, să se dezvolte. Și nu asta vrem toți. Vrem toți să avem copii fericiți. Și dacă avem elevi fericiți la clasă și învățarea e mai rodnică. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit în emisiune. Sper să-i ajute pe ascultătorii noștri, pe copii, pe profesori, pe părinți să înțeleagă că în fiecare școală avem pe cineva aproape care este dispus să ne ajute, să ne asculte, să identifice cu noi soluții, strategii care să facă procesul acesta de învățare mai ușor, mai plăcut și mai eficient. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ne vedem data viitoare la un nou episod Implicat. Implicat. Despre oameni cărora le pasă. Emisiune realizată de Elena Kovács.